39 de ani și cu o carieră impresionantă în lumina reflectoarelor, Andreea Marin este o femeie care și-a ținut viața personală la fel de bogată, departe de ochii lumii. Zâna surprizelor a fost însă râvnită de-a lungul vremii de bărbați frumoși, puternici, avuți și celebri. Nu știu ce a fost în capul meu atunci. Te-am luat de soață ca să nu mai... Cu exact un an în urmă, Andreea Marin și Ștefan Bănică Junior cutremurau showbizul românesc cu anunțul despărțirii. E tare greu să-ți rupi sufletul în două. Până la urmă trebuie să iei o hotărâre care, în fond, e de bun augur pentru ambele părți. Ștefan Bănică Junior a apărut în viața zânei în 2005, iar la începutul lui 2006 și-au oficializat relația în Statele Unite, tot în secret. Un an mai târziu apare în viața lor și micuța Violeta. A fost o iubire tumultuoasă, care a lăsat răni adânci ascunse bine de ochii celor din jur. Era vorba de boală, nu era vorba de o perioadă pur și simplu dificilă, căreia eu nu-i făceam față. E o luptă foarte puternică, în cazul depresiei, cu tine însă. No! La fel de discrete au fost și celelalte iubiri ale zânei surprizelor. Dacă faci tot ceea ce consider că îți stă în putință pentru ca o relație să meargă, chiar și atunci când ea ajunge la final, tu ești mulțumită sau mulțumit că știi că ai pus tot sufletul și toată imaginația pentru ca această relație să meargă. Este motivul pentru care eu nu am regrete. Andreea Marin a spus pentru prima dată da în urmă cu 18 ani. Pe atunci, ceva mai discretă, dar la fel de înflăcărată, diva s-a căsătorit cu Cristian Gheorghiță. Avea doar 21 de ani, iar mariajul lor a durat doar 3 ani. Ne legase o mare dragoste și era greu. Era grea ruptura și pentru el și pentru mine. Au fost momente foarte dificile. Andreea a continuat să intrige cu un secret bine ascuns. O relație specială ținută departe de ochii presei cu miliardarul Ion Țiriac. Între 2004 și 2005, cei doi au fost văzuți de multe ori împreună, însă niciunul dintre ei nu a recunoscut că ar forma un cuplu. În sfârșit, Andreea Marin a primit ceea ce merita. Am învățat ceva din fiecare relație pe care am avut-o. Fiecare om care a trecut prin viața mea a lăsat ceva bun.